Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață pe autostrada A2 București-Constanța. O mașină în care se aflau 4 persoane, printre care și 2 copii, s-a răsturnat pe câmp după ce a rupt parapetul de protecție al șoselei. Accidentul a avut loc pe autostradă la kilometrul 200-203 în dreptul localității Murfatlar. Pentru salvarea victimelor au intervenit mai multe echipaje formate din medici și pompieri. Victimele, un bărbat de 42 de ani, o femeie de 40 și 2 copii de 14, respectiv 4 luni, au suferit traumatisme craniocerebrale. Cu toții au fost transportați la Spitalul Județean Constanța.